Vedetele CFR, Iangas sau Craznicii au funcționat sau funcționează pe plan intern, cum se spune, local. În sănătate mai greu, mai complicat, am văzut Lazio, poate că se vor revanșa săptămâna viitoare. Iangas, să-l ascultăm, autorul unui gol. Unexplainable why after you conceded a goal, a match that seemed simple for you initially in the first half, but then a few emotions there maybe unnecessary, right? Yes, I think in the break we said we don't have to concede the goal very fast, and unfortunately in the game we get the 2-1 fast, and you see that it's a little bit the 5-10 minutes after this was a little bit difficult. But after we show character to keep pressing and keep playing football and finish the game with a 3-1. Maybe a win that you needed, I don't know, maybe for your morale, for mentally speaking after, I don't know, the loss against Lazio, and of course maybe more optimistic about the rest of the season, right? Yes, in of course. I think Ceferi, if you lose three times in a row, so always a bad feeling, so today was very important for us to win, really, really important, and now we have a little bit of good feeling now from this game, and we will fight the next game against Lazio here at home. 5 goals for you, but maybe the most important period of this season is just about to begin. Maybe there will be, you will need to score at least again 5 times, right? Yes, this is, I think, the goal for a striker. You want to score as much as possible. And today I'm happy with the goal. And also I'm happy with the win, because we needed this win a lot. Thank you. Cu plăcere. Da, nimic deosebit. A spus că au dat un gol repede, pe care au avut câteva minute dificile, dar au revenit și așa mai departe. Au nevoie să marcheze, sigur că da. Și că vor face tot ce le stă în putință. Gai Baint, Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu, pentru a vorbi în această seară. Să sperăm cu multe lucruri interesante. Deja au fost câteva, poate emoțiile. Avem un nou fotbalist care vorbește în limba engleză. Da. Sper să vorbesc în croată. Fiind muhar, da. Și dacă vorbește în croată, o să pricepem noi ceva. Ia să ascultăm. Open to be there in front of the championship, 2 points now from Faro. Yes. First of all, we need to know that football is up and downs, but yes, the who can get up and he can be winner also. So this is very important for us to go out from this zone of losing 2 games, 3 games in a row. So yes, now mentality is great back, but yes, we need to continue like that, because we are not happy with one victory, we are happy with more, so we need to continue like that and to show who the champion is. If you can explain, what did you think that happened after you conceded that goal, that own goal of Colinger? Maybe a lack of reaction, maybe a little bit more courage, as Dan Petrescu said earlier in the game, to, I don't know, not... Okay, second half they changed the system with 2 strikers, so immediately they were more open, so we need to go a little bit back and defense and wait for opportunity to go on counterattacks. So that was happen, and also go a little bit shock, but we show also that we defense very good, and I think they didn't have any more chances, only maybe 2-1-1, but also we have a lot of counterattacks, and also we can score more goals. What do you think that could happen in the rest of the season? Tonight there's a game between 2 of your rivals. Do you see that Ceferi could, I don't know, gain the first position until the playoffs come? Yes, we have a lot of players here in the locker room that win champions. I didn't, but I want with all my heart, and but I think you need to go day by day. This is very important. Every training, every how you live, everything you need to put for that goal to win champion. I think Ceferi should concentrate on themselves. Don't look at others. And if we concentrate ourselves step by step, we're gonna be good. Thank you. Yeah, thank you. Așa, aici că e bine să mai și bați după 2-3 înfrângeri consecutive, că fotbal are când sus ești în fotbal, când sus, când jos, că în epizodul 2 a fost mai, în fine, au stat mai rău cei de la CFR, pentru că au schimbat sistemul, au pus 2 vârfuri pe teren, cei de la
Argeș și a spune că a intrat și Iacoliș, care a, la un moment dat a avut ceva importanță în joc și cam asta, că vrea tot sufletul ca CFR să câștige. Ceea ce nu ne îndoim, fiind parte din CFR. Gabi, despre meci? Da, CFR a avut emoții, a fost în pericol cu adevărat în meciul ăsta? După prima repriză nu credeam, dar în repriza a doua, într-adevăr, forțele s-au echilibrat, FCR Argeș a reușit să iasă mai mult, să le pună probleme, ceea ce în prima repriză nu au făcut absolut deloc. Și au reușit să marcheze un gol, iar apoi și-au creat destule ocazii. Însă și CFR a avut pe final câteva ocazii bune. Cei de la FC Argeș n-au reușit să marcheze un gol. Bine, l-au marcat, e a lor. Păi da, a fost o centrare. Da, nu l-au reușit, adică e a lor, da. Da, cu ajutorul CFR-ului, ca să fiu mai... Nu, CFR a reușit să-și marcheze, ca să spunem mai precis, Collinger. Dar e pe undeva meritat rezultatul, pentru că CFR a făcut o primă repriză foarte bună. Frumoasă aproximație, pe undeva meritat, 3-1. Păi nu, e meritat. Prima repriză au făcut un pressing avansat, toată repriza au jucat așa cum ar trebui să joace o echipă care se respectă, care își dorește să ia campionatul. Ilie, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut la CFR, că la FC Argeș, nu știu ce e de plăcut sau neplăcut, dar poți să ne spui despre. Nu, este, din punctul meu de vedere, a fost o repriză consistentă făcută, prima repriză de CFR, un 4-4-2 cu Petrila și Deac pe porții laterale, cu doi atacanți, Anga și Malele, cu Muhar în linia de mijloc și Boateng. În campionatul nostru, ei sunt la un nivel foarte bun. Apropo de... organizarea de joc frânge pe faza defensivă a adversarilor din campionatul nostru. Cu asemenea echipe, dar au avut două frângeri, totuși, cu niște echipe contracandidat. Este o echipă care, din punctul meu de vedere, nu s-a pus problema rezultatul în seara asta. Adică un gol primit așa... Deci nu crezi că a fost... Nu a fost în pericol, nu. Ți-aștepți să părinții, Radu, că CFR n-a tremurat un pic de tot? La centrarea pe lângă care a trecut Garita, milimetri. Da, cred că a tremurat de nervi un pic, pentru că imediat după autogol nu a avut reacție. Câteva minute au fost Brambura. Apărarea s-a dezechilibrat de câteva ori și când te dezechilibrează o formație care n-a avut niciun atac jumătate de meci, încep să spui probleme. Muhar spunea, e bine să ne uităm la noi înșine, să nu fim atenți la adversar, da? Asta mi-a aminte de gândul lui Sartre, care a spus că jocul de fotbal se complică enorm prin apariția echipei adverse. Asta este. Bun, trebuie să te uiți la adversar, că joci împotriva lui, nu singur pe teren. Păi nu, dar ai dreptate, că dovadă că ne uitându-se la adversar, erau să încurce. Da, au avut două, trei momente de nesiguranță care puteau fi taxate dacă jucătorii de la FC Argeș ar fi fost mai concentrați. Rezultatul ar fi fost caragios, deci un egal în condițiile astea, ar fi fost straniu de-a dreptul și nu știu ce ar fi declarat Petrescu după un asemenea rezultat. Așa, 3-1 e logic. Da. Iacoliș vorbește, să ascultăm. Ce părere ai în acest moment de CFR, așa, dacă e să faci o comparație de când erai tu aici și mai ales, bineînțeles, vreau să-mi spui și ce crezi tu despre acest meci cu Lazio, că s-a tot vorbit, că au pierdut în 10 oameni, pentru pe tine că a fost jucător al lor. Da. Și dacă înseamnă ceva mai mult meciul împotriva lor decât celălalt. Bineînțeles că înseamnă pentru, mai mult pentru mine decât pentru cineva, că am fost aici 2 ani, m-am simțit ca acasă și mi-a plăcut și a fost perioada foarte frumoasă în viața mea. Despre meciul cu Lazio, a avut niște ghinioane, nu a avut noroc deloc, dar cred că retur aici se joacă deschis. Cred că CFR poate să bate și să trece mai departe. În ceea ce vă privește pe voi, preferați să luați, bănuiesc, partea mai bună a lucrurilor, faptul că, iată, cumva ați reușit să încurcați adversarele, până la urmă meciurile decisive sunt cele cu echipele din subsol, nu? Da, exact. Și mai aveți două. Da, din păcate, bine, acum pentru noi sunt... Așa cred eu, meciul cel mai frumos cu FCSB și cu Craiova și cred că trebuie să luăm din capăt, trebuie să scot lucrurile care nu am făcut bine și luăm lucrurile care am făcut bine și din punctul ăsta trecem mai sus și cred, sper ca să fie bine și eu cred, din punctul meu de vedere, că nu există niciun fel de vorba de retrogradare în acest an. Mulțumesc! Mulțumesc! Distractiv Iacoliș. Odată a zis, dar am tins să-l cred, dumne, că CFR a avut ghinion. A avut un ghinion enorm la Roma.
Dovadă că ceilalți au rămas în 10 oameni din minutul 15, ceea ce a încurcat evident. Da, în, da, da. Au părut că, din potriva, un om în plus cei de la... Bine, da, că n-au rămas în 8. Da, că atunci era îngrozitor, era dezastru. Da. Și că pentru el urmează meciurile frumoase cu FCSB și Universitatea Craiova. Se pare frumoase pentru FC Argeș și în starea asta meciurile cu FCSB și Craiova, Gabi? E, un moment dificil pentru ei. Da. Eu pus să, cât poți să savurezi meciurile astea, fiind la retroadare și jucând așa? Vorbește din punct de vedere al spectatorilor, probabil. Ah, ok, am înțeles, asta este. O să luăm o pauză. Exact cum vă doriți, fără ocazia ale adversarului, două goluri marcate, puțin cam ezitanți în repriza a doua și golul care v-a adus liniștea prea târziu, nu? Corect. Am descris bine? Da, corect. Prima repriză foarte bună, excelentă, trebuia să fie 3-0, 4-0, era mai liniștiți. Dar în fotbal știți cum e, la 2-0 e cel mai periculos rezultat. Am reușit să dăm 4 goluri azi, 3 în poarta lor și 1 în poarta noastră. Și normal, când la 2-0 faci 2-1, indiferent cine joacă, 2-0 e cel mai periculos rezultat. Și la 2-1 au avut o jumătate de ocazie, făceau 2-2. Nu știu dacă mai reușeam după aia să scriem. E o lecție de învățat, dar în același timp nu prea am ce să le reproces prea mult. Autogolul e o fază grea, el e dreptat și trebuia să pună stângul. Terenul era cum era. Ei au forțat cu doi atacanți masivi, repriza a doua. Per total, victorie meritată, dar trebuia să fie mai lejeră, în opinia mea. E și victoria de care aveți nevoie, că noi tot vorbeam și de mental. Adică e un argument în plus. Corect. Și victoria asta la normal, meciul cu Lazio, nu? Da, pe următorul meci Lazio, am văzut că Immobile a dat două goluri lui Salernitana, care are buget de 150 de milioane și când i-a dat golul CFR Cluj, care are 10 milioane buget, a sărit toată țara pe CFR Cluj. Păi, dar Immobile, cine, iar vă zic, Immobile 150 de milioane acum, costă. Da, și Savic 100. Ați obișnuit cu niște rezultate? Păi știu dacă e 150, dacă e de lui Salernitana. Știți cât bani a cheltuit Salernitana? 60 de milioane pe transferuri, pe transferuri. Și Immobile a dat două goluri și statistica, uitați-vă, ea domina de la cap la coadă și asta este, e Lazio. Și cred că și competiția în care joacă contează. Și competiția, și ritmul, și valoarea lor. Asta e, noi încercăm să facem ceva, dar acum dacă suntem prea optimiști, le facem iluzii aiurea. Încercăm, vom încerca, vom da tot, voi băga cea mai bună echipă, iar în afară de cei doi suspendați, voi băga toate și vom încerca să facem un rezultat bun și un joc bun. La fotbal, nu știu, poate prindem noi o zi fantastică și eu prind o zi mai rea. Dar când joacă Immobile, e posibil orice, poate dea gol oricând, oriunde. Dar bănuiesc că cel puțin la aici, la nivel de club, de conducere, nu sunt aștept. Adică, contrar, nu? Toată lumea publică așteaptă să ne calificăm. Da? Toată lumea? Păi știu asta. Inclusiv de aici, de la conducere? Normal, da? Eu nu cunosc eu CFR Cluj. A, deci aveți păi deja scris în obiectiv. Când a eliminat Sevilla după două egaluri, toată lumea era supărat. Când a făcut două egaluri. Și ei au luat Europa League după aia. Nimeni n-a zis, bravo, felicitări că ați făcut două egaluri cu Sevilla. A zis, bă, dar trebuia să facem. Bă. Erau supărați. Și băi, aveau azi jucător de salariu cu toată echipa mea la un loc. Și bugetul clubului era că salariul lui ăla, nu mai știu cum îl cheamă, extrema stângă. Dar nu mai contează, asta e altceva, dar m-am obișnuit cu aceste presiuni care vin de afară și de-aia sunt aici de 5 ani, am rezistat mereu la presiuni. O ultimă întrebare, Bogdan Țâru, știu că aveți o opțiune, nu? În apărare, ce se întâmplă cu el? Da. E, astăzi a trebuit să decid între el și Burcă cine să pe bancă. A, deci știți cine face parte din plan. Știți bine că Iuri e suspendat. Și Boateng e suspendat la meciul cu Lazio, din păcate, și Țăru are și o șansă, vedem. N-are niciun meci de mult, dar ar fi o șansă bună să joace cu Immobile, să vedem dacă poate să se apere împotriva lui. Băgați unde trebuie, din prima. Immobile am văzut că l-au schimbat, deci cred că sigur va juca și cu noi. Mulțumesc frumos! Mersi.